bugetul municipal și vrem să-i suplinim cu o porțiune de resurse financiare din mijloace bănești pe care le putem face prin acest instrument financiar de cofinanțare cu partea belorusă, acordul interguvernamental și multe alte detalii. Da. Cam cât ar costa aceste 100 de autobuze pe care am spus, un autobuz ar costa la 120.000 de euro, deci este cea mai ieftină ofertă de preț, în cont de faptul că avem o scădere de preț minimum 7-10% în comparație cu ceea ce am avea pe piață similar, plus scutire de TVA în conformitate cu aceste prevederi ale acordului interguvernamental, plus excluderea intermediarilor și toate cu acele condiționalități despre care vorbeam. Deci motor german, cutie automată germană și multe elemente care sunt fabricate de către Mercedes. Partea belarusă este gata să ofere această finanțare și care este valoarea ei? Este gata să ofere cofinanțarea, am zis că sunt gata să acopere două treimi de la rata de bază a BNM. Asta ar însemna că dacă avem un credit în lei cu 8% anual, 3,5 ar fi acoperit de către partea belarusă și în instanță finală ar însemna că 4,5 este rata dobânzii pe care trebuie să o achităm noi. Ținând cont de inflația de 6%, deci noi practic nu pierdem nimic în acest sens. O să distribuim astăzi tuturor consilierilor materialele respective. Vrem ca să fie făcută cunoștință cu aceste materiale și trebuie să ne mișcăm cât de curând posibil. Toate lucrurile sunt la suprafață, de asta chiar rugăm fiecare consilier să se sizeze. Am făcut și analiza comparativă de prețuri. Suntem gata să procedim cât de curând posibil. Dacă este posibil, chiar în prima decadă a lunii martie, pentru că după asta urmează și procedura. Dacă le asamblăm la Chișinău, trebuie să vină partea belorusă să vadă, să instruiască oamenii de aici, trebuie să avem toate aspectele contractuale bine deja determinate și cred că în luna iunie deja am putea să primim primele autobuse spre asamblare aici. În bugetul municipal, pentru câte autobuze aveți bani? Noi n-am evaluat în așa formulă pentru că noi n-am știut final oferta de prețuri. Deci noi am rezervat careva surse financiare atât pentru asamblarea troleibuselor, cât și pentru asamblarea autobuzului. Este o sumă frumoasă. Dar cam cât? Mult, 10 de milioane. O parte contribuie 10. Și... Deci formula este că noi venim cu partea inițială și după care solicităm și cred că o să solicităm și pentru asamblarea troleibuselor suplimentar aportul cu Consiliul. Și plus pentru parcări, aproximativ 70 de milioane pentru toată zona de centru.